Bună dimineața! Ne scuzați că vă deranjăm la așa o oră matinală, dar de obicei deranjăm plăcut oameni. Să știți că văd că sunteți nedumerit, imediat vă explic situația. Eu sunt curier de surprize, iar dumneavoastră o doamnă foarte norocoasă, pentru că aveți o soră care vă iubește, care vă apreciază felul dumneavoastră de a fi și care vă mulțumește pentru tot ajutorul pe care l-ați acordat de-a lungul anilor, pentru toate încurajările, pentru toate sfaturile. Ea, din păcate, astăzi nu vă este alături, este în străinătate, dar să știți că vă duce dorul și nu a uitat să vă feriște într-un mod deosebit astăzi. Este 8 martie, Ziua Internațională a Femeilor, așa că iată-ne aici, în fața dumneavoastră, cu câteva daruri. Acestea sunt daruri simbolice, pe lângă ce meritați dumneavoastră cu adevărat. Daria poartă un respect profund pentru dumneavoastră. Începem cu un tort delicios, acum dimineață cu ceai. O să-l serviți, cred că poftim, este pentru dumneavoastră doar tort, vă rog. Așa. Să-l savurați plăcerea alături de familie. Mulțumesc. Eu vă doresc tot ce este mai frumos și mai bun în această lume. Fie ca Dumnezeu să vă dorească la fiecare furtună un curcubeu, la fiecare lacrimă un zâmbet, la fiecare pas o binecuvântare. Fie ca această zi, 8 martie, să vă aducă toată lumea la picioare, un zâmbet pe buze și fericirea să vă însoțească pe tine. Mulțumesc. Pentru că arătați bine și pentru că Daria vă iubește, v-am pregătit. Este dimineață, dar tot ce este natural este frumos. Daria v-a pregătit un buchet de trandafiri cu flori de dragoste. În aceste petale se ascund milioane de îmbrățișări din partea Dariei. Un mesaj. Puteți să-l citiți? La mulți ani de 8 martie. Plus câțiva euro. O să-i numărați dumneavoastră, nu spun numărul. Poftim frumos. Fie ca visele de azi să devină realitate, speranțele de mâine împliniri și fiecare pas, fiecare cădere un pas înainte. Eu vă felicit încă o dată, vă urez un ocean de sănătate, un munte de noroc, un car plin cu bani și un sincer la mulți ani. Daria v-a pregătit și un mesaj de felicitare. Scumpa mea, astăzi este o zi specială pentru tine. Ziua femeilor. Ești o femeie și mămică ideală. Ai două prințese micuțe și frumoase care îți sunt sprijinul, fericirea, alinarea și dragostea ta. Vreau să te felicit cu această zi frumoasă. Îți doresc tot binele din lume, sănătate, iubire, fericire și respect din partea celor dragi ție. Îmi pare foarte rău că nu sunt astăzi alături de tine să-ți aduc eu buchetul de flori, dar nu curierul. Îmi este enorm de dor, încă 3 lunișoare și ne vedem. Aștept cu mare nerăbdare să ajung în pragul casei tale, știind că tu mă aștepți. Chiar dacă ne certăm uneori, să știi că eu te iubesc foarte mult și niciodată nu am să las pe cineva să te supere. Tu ești cea care mereu mă susține și mă înțelege. Iar dacă fac o alegere greșită, tu mă corectezi. Acest buchet este doar pentru tine, scumpa mea, la fel de frumos ca și tine. Spuneai că nu are cine să-ți dea o floare de 8 martie. Are cine. Chiar dacă sunt departe, eu mereu mă gândesc la tine și nu am putut să te las fără cadou de 8 martie. Te iubesc. Felicitări! Mulțumesc frumos! Vă doresc o zi frumoasă, fie ca această zi să aduc în casa dumneavoastră doar bunătate, speranță și, evident, sănătate. Acum puteți vă uitați la cameră, acest videoclip nu apare nicăieri, dar vreau să-i transmit un mesaj. Mulțumesc mult, scumpa mea. Chiar nu m-am așteptat. Daria, încă 3 luni și o să fii tu aici în locul meu. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc frumos, dați-vă așa.